și pe banii colegi, ca fost și pe jucătorul Sergio Takayuki. Am să-i vreau să-și spună părerile înainte de acest meci și apoi întrebările noastre. Urmează cel mai important meci al nostru, pentru că este primul meci care vine și așa le-am tratat pe toate. Fiecare meci, meciul următor, este cel mai important. Jucăm cu o echipă bună, cu jucători buni, cu un antrenor bun, care se clasează în partea superioară a clasamentului și este un examen pentru noi, pentru că până la momentul ăsta n-am întâlnit niciuna din primele 6 echipe din clasament. Dar încercăm să dăm maxim, să scoatem maxim din meci, pentru că știm că între suporterii noștri și ai echipei care a echipei armatei, nu Steaua Armatei, este o rivalitate și încercăm să câștigăm și pentru suporterii noștri. Ne așteptam un meci greu, cu echipa bună și am înțeles că este un meci important pentru suporteri și pentru noi și facem un joc bun și să câștigăm cele 3 puncte. Mai e un meci important care vine într-un moment foarte bun al tău. Așa este și e bine că ne prinde în momentul ăsta bun. Da? Avem mare încredere că putem face un meci bun, un meci bun însemnând un joc consistent și 3 puncte la final. Cât de mult va conta aportul suporterilor mâine, care e cel mai probabil nu va prinde la meci? Tot timpul am spus-o și pentru mine e clar, fotbalul fără suporteri nu e fotbalul ăla care îl cunoaștem și care îl știm cu toții, da? Atâta timp cât jucăm acasă și avem public în spate, putem ne simțim mult mai puternici și le mulțumim pe această cale pentru că vin după noi și prin țară, au fost la toate meciurile, ne încurajează, ne susțin, ne bucurăm împreună cu ei și îmi doresc din tot sufletul ca la final să fim cu toții bucuroși. Seto, evoluțiile tale de bună calitate, ești în verul, ești bine în acest moment. Da, aproape un sezon care nu am jucat. Acum mă simt bine și sper să continui tot așa. N-ai când ai vorbit ultima dată cu Oprița? Am vorbit acum câteva luni a fost, după ce începuse campionatul, au fost interesați de un meci amical, să facem un meci amical. Aveți o relație de prietenie, de amiciție? Nu. Deci aia cred că a fost singura discuție în afară de cele din teren când ne întâlneam ca fotbaliști. Nu ne învârtim în cercuri de prieteni apropiați sau nici măcar. N-avem legături. A spus despre echipa lui că va veni aici la Ploiești să atace. Ești pregătit pentru așa ceva? Sunt pregătit pentru orice. Ei oricum au atacat fiecare meci. Deci le-am urmărit fiecare meci de când au început. Am fost și obligat să fac asta pentru că tot timpul, cu două etape înainte, ei joacă cu adversarul nostru și se potrivesc asta pentru că adversarul cu care noi jucăm în deplasare, Steaua joacă în deplasare, s-au potrivit și le-am văzut toate meciurile și ei în toate meciurile au atacat. Fac un pressing sus, agresiv, dar au și problemele lor și slăbiciunile lor. Eu cred că le-am găsit și mă aștept ca mâine să profităm de ele. Totuși, Petrolul se închide excelent, n-a primit un gol acest campionat. Ăsta e un lucru bun și lucrăm la chestia asta, o facem săptămână de săptămână, ținem antrenament de organizarea defensivă, am mai spus-o și cred că un campionat îl câștigi cu apărare. Acasă, conținerea cu Steaua adevărată mâine? Nu știu, pentru mine Steaua este care este în Liga 1 acum. Așa cred eu. Cum se vede dacă Liga 2 din teren? Liga 2 este, cred că mai, mult mai greu decât în Liga 1. De ce? Da, sunt jucătorii care alergă și se bate pentru fiecare mingea, mai agresiv. Și asta simt în teren. Adică tu crezi în momentul de față că dacă Petrolul ar fi în Liga 1 ar rezista? Da, de ce nu? Avem o echipă bună, cu jucătorii cu calități, jucătorii tineri și meci cu Craiova în Cupa am jucat și eu cred că avem o echipă de prima ligă. Ați spus mai înainte această întâlnire cu echipa din prima de
așa se ia pe cap de formații de acolo, se mai încurcă, Petrolul, din fericire, merge liniat. Din fericire și chiar asta ne doream și am spus de la început că e important să câștigăm meciurile cu echipele mai slab cotate, ca să spun așa, și ne-a ieșit până acum și în continuare ne dorim asta. Au fost voci după meciurile noastre de început care spuneau că a bătut pe nu știu cine, că ea n-a bătut pe nimeni. Și vedeți că echipele cu care noi ne luptăm pentru primele șase se încurcă cu echipele astea pe care noi le-am bătut. Este important succesul și datorită faptului că ar însemna matematic calificarea pe eu, ce știi? Nu mi-am făcut calcule, nici nu știu. Noi trebuie să strângem cât mai multe puncte. Ne-am calificat în play-off, nu înseamnă nimic. Suntem abia la o treime din ce avem de jucat și doar când tragem linia finală, atunci vedem cine și-a făcut temele, cine s-a pregătit mai bine. Da, duelurile am avut cu Oprița și erau destul de aspre. La momentul ăla era fotbalul un pic mai liber, să jucam mai altfel, parcă era mai plăcut. În afară de la rivalitatea dintre cele două echipe care la atâta timp, mai e ceva la meciul de mâine, să mai e faptul că unul dintre jucători de la CSA Steaua au plecat și de la Petrolul, sau și-a dintre și acum o să vină cu un orgoliu. Asta e problema lor și e normal să fie așa, eu așa o văd, dar și noi trebuie să ne ridicăm ca atitudine și ca tot ce ne dorim peste ei trebuie să fim mâine. Nu ne lipsește nimic să facem un meci bun, un meci mare și să luăm 3 puncte. Sunt mai importante seturi jocuri de genul ăsta, cum e acum cu CSA Steaua, o echipă și ea cu pretenții, decât cu altele echipe mai mici, totuși. Mai important așa, te mobilizezi mai bine, ești mai atent, te pregătești mai serios? Nu, este la fel de important ca alte meciuri și ne pregătim, ne concentrăm 100% și să facem un joc bun și atât. Am spus că va fi atmosferă specială, pentru tine va semna ceva la fel? No, pentru toți jucători ne bucurăm că o să vină foarte mulți oameni la stadion și sper că să câștigăm cele 3 puncte și să facem sport fericit. Nicu și jucătorii care vin de pe bancă se implică serios, motive pentru tine de a fi precaut când faci echipa de bază, bucuros de altă. Pot să vă recunosc că pentru meciul ăsta mi-a fost cel mai greu să-i aleg pe cei 20 care rămân pe foaie. Pentru un antrenor e situație fericită care are de unde alege, dar vă spun că am avut vreo două nopți de m-am tot frământat ca să iau decizii și sper că le-am luat pe cele corecte. Mi-a plăcut și îmi place să cred că tot timpul am fost corect fiecare în parte și deși sunt sigur că azi la ora 9 când a fost afișat lotul pe grupul lor mi-am luat vreo 10 înjurături. Sper să înțeleagă situația și tot ce fac pentru binele echipei, nu mă gândesc la binele unui jucător sau altul. Este ceva deosebit? Ce? În locul ăsta pe care l-ai comunicat? Nu, dar adică revine cineva? După multe săptămâni, ieri am fost aproape toți la antrenament. Asta însemnând 25 de jucători de câmp. Și suntem 27 cu toți. Și vă dați seama că sunt doar 18 jucători de câmp care prind foaia pentru meciul ăsta. Unii au revenit de o săptămână, unii de mai mult de o săptămână, unii de câteva zile și a trebuit să iau decizii. Nu sunt surprize mari. A fi o surpriză neplăcută ca un rezultat negativ al Petrolului? Nu știu dacă surpriză neplăcută. E mult spus. Ar fi o dezamăgire, v-am spus, în special pentru fani. Pentru mine ar fi un lucru normal. La un moment dat trebuie să și pierdem. Nu mi-ar place chiar mâine să se întâmple, dar e fotbal, nu-ți garantează nimeni că dacă ești la un moment unde ești, nu o să poți să pierzi. Sau e fotbal, dacă noi facem ce trebuie mâine, cu siguranță o să fim bucuroși la final. Spune-mi, în visele tale cele mai frumoase, te-ai văzut terminând acest campionat fără să pierzi? Da, v-am spus că nu mă gândesc niciodată așa de mult înainte.
Un meci maxim două, depinde. Ai măcar visat? Nu, de visat nu prea visez, nu că dorm puțin. Nu, mai, am mai spus cu ochii deschiși, așa mai merg în mașină singur, îmi pun câte o melodie care îmi place și stau așa și mă iau cu gânduri și mai văd așa. Da, încerc să văd realitatea, să fiu cât mai realist posibil și să urmăresc doar pasul următor care l-avem de făcut. Ce muzică spune? Ascult. N-aș vrea să spun acum, nu... Muzică ușoară? Da, e o melodie, o ascult non-stop. Ce? Hai, că ne faci chiar curios. Nu, o să vi-o pun în momentul în care o să fim în play-off, o să vin și o pun aici să cânte și vă spun și de unde am luat-o, de-aia nu vreau să spun. Nu sunt cu superstiții, dar o să vă spun de unde am auzit-o prima oară și am rămas cu ea. Da, sunt la meseria ta la mijlocul terenului, este la fel și în Liga 1 și în Liga 2, ceea ce faci tu diferă mult, acum față de ce jucai la primul eșalon? Nu, cred că tot la fel. N-am schimbat. Siguranță, pasă? Da, ce cere antrenorul. Urmează probabil o nouă noapte albă, chiar dacă inimarea e cristalizată tot de 20. Să știi că m-am liniștit. Deci mi-a fost greu, da, cu lotul. În rest am început să dorm înainte. Ăla, îl știu deja. Sper să nu se întâmple nimic azi la antrenament. Repetare rezultatului 99. Nu, știu. Atunci a fost frumos, da. Cred că e ultima victorie a Petrolului cu Ilioana, nu? Contra Stelei. Da. 1-0 ar fi suficient pentru noi. Cei de acolo, Nicu, anunță că va fi un meci și super frumos. Asta este și opinia lor. Pe mine va fi un meci spectaculos. De ce nu cu goluri pe atac? Asta probabil ceea ce așteaptă și publicul care va fi prezent. Publicul, dacă v-am zis că sunt consumator de media din asta online și primesc mesaje 3-0, 5-0, ei își doresc. Vedem ce o să putem să facem în asta. Dacă din trupa de atunci, tu și domnul Lazar, nu Andreu Secunzi, era? Sau de ce? Nu mai știu. Era, sigur. Era, da. Neapuiu era antrenor principal, nu știu da, cine. Jucam cu inima pentru victorie.